Hei, salutare! Cu povestea mele și voi sunteți pe canal Agenda Madalinii. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru like-urile și comentariile pozitive care m-au motivat foarte mult să fac mai departe cu vlogging-ul. Astăzi este o zi ploioasă și nu chiar frumoasă, așa că am decis eu cu familia mea să plecăm la un restaurant grecesc și să vă iau pe voi cu mine. Deja Fanta și au adus din partea ta o salată cu pâine cu usturoi. Și mi-am dat comandă de așa o înghețată cu pișcă și cu căpșun și vanilie. Deci arată foarte frumos. Abia aștept să mănânc. Deja de 2 ani, îmi place foarte mult și în plus este foarte aproape de casa mea. Cu autobuzul fac 4 stații, cu trenul fac o stație și cu cel mai sănătos mod de viață cu bicicleta mea, ceea ce fac eu în fiecare zi. Majoritatea timpului meu se trec aici la școală, ceea ce mă bucură foarte mult pentru că pot să comunic și să îmbunătățesc vocabularul limbii germane. Deci, asta a fost școala mea. Curge o zi la școală în Germania pe timp de pandemie. Când plec spre școală, nu trebuie să port mască pentru că eu plec mereu cu bicicleta, iar dacă aveți să plec cu autobuzul sau cu trenul, aș fi nevoită să port o mască. Pe teritoriul școlii nu sunt nevoită să port mască, dar când trec pragul școlii sunt nevoită să port o mască până ajung în banc. În bancă stăteam câte 2 elevi, ceea ce este normal. Ceea ce mă bucură foarte mult este că nu trebuie să păstrăm distanța socială și pot să mă înțeleg mai bine cu prietenii mei și totul este ca și până la toată pandemia asta, doar că cu măști. Timpul lecțiilor nu suntem nevoiți să purtăm o mască și nu trebuie să plecăm așa de des la tablă. La prima repauză nu suntem nevoiți să purtăm o mască, dar la restul suntem nevoiți să purtăm o mască pentru că sunt mai mulți școlari afară. În clasa de calculatoare suntem nevoiți să aducem căștile noastre personale pentru că n-ar fi igienic să purtăm toți căștile calculatorului. În geantă trebuie să am o mască și un dezinfectantator. Scuzați-mă, am aparatul dentar și nu pot să vorbesc așa de clar. Și spălăm băncile la 2 zile pe rând. Și cam astea sunt regulile care trebuie să le respectăm acum în pandemie la școală. Da. Cam atât a fost cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să puneți un like, să vă abonați. Cu voi a fost Madalina. Noi ne revedem în video următor.